Evanghelia după Luca, din capitolul 9, începând cu versetul 57. Evanghelia după Luca, capitolul 9. Pe când erau pe drum, un om i-a zis: Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns: Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde-și pleca capul. Altul i-a zis, vină după mine. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc, întâi să îngrope tatăl meu. Dar Isus i-a zis, lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de împărăția lui Dumnezeu. Un altul a zis, Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi au rămas bun de la ei mei. Iisus i-a răspuns, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Amin. Să ne așezăm. Chiar dacă pare un stereotip, chiar mă bucur să fiu din nou împreună cu dumneavoastră și mulțumesc pentru invitația pe care am primit-o să fiu la părtășie. Frumos este nu, mai, nu numai atunci când vii să predici, frumos este aici la biserică atunci când ne închinăm înaintea Hristosului, care este cea mai importantă persoană de aici, a Lui să fie slava și gloria în vecii vecilor. Amin. Una dintre cântările frumoase pe care fratele Niculiță Moldoveanu le-a scris, și pe care am auzit-o pentru prima dată cântată de un fost dirijor de al vostru de aici, de pe Carpați, pe care doar câțiva, probabil că îl cunoaște sau vă mai aduceți aminte de el, vorbesc de fratele Traian Mureșan, este această cântare Să nu merg după un străin, Doamne, niciodată. Chiar de ar fi, de -aș fi silit prin chin, ori pe un drum cu flori de crin, să nu merg după un străin, ci să calc de plin, de plin, urma ta curată. Gândurile pentru seara aceasta le-am așezat sub un titlu. N-am fost interesat neapărat să fie provocator, ci să fie cuprinzător și în seara aceasta aș vrea să ne uităm înspre pasajul pe care l-am citit din această perspectivă, de ce nu l-aș urma pe Hristos? De ce nu l-aș urma pe Hristos? Trăim o lume în care oamenii sunt foarte debusolați. Sunt oameni, trăim o lume în care oamenii sunt confuzi pentru că nu mai știu după cine să se ia. Toată așa zisa informație care vine buluc peste noi. De fapt, numai să ne informeze nu are rost, nu are rol, ci sunt mai degrabă să ne dezinformeze, să ne facă confuzi, să ne, știu eu, ducă pe drumuri eronate. Oamenii sunt foarte dezinformați, sunt manipulați prin mass media, prin știri, prin televiziune și adevărul este că nu mai știm după cine să ne luăm aceea știre o vezi pe un post de televiziune și ți se spune una, aceea știre este filmată dintr-un alt unghi și este prezentată altfel și crezi altceva despre ea, oamenii nu mai știu, sunt confuzi și pe de altă parte... Dacă vorbești cu cei din generația tânără, tinerii de astăzi sunt conduși și se lasă duși, mânați de așa zis zi și influencers, nu? Și ei dau tonul, ei dau moda, ce să îmbraci, ce să porți, cu ce să te speli, ce periuță de dinți să ți iei și încep să controleze până în cele mai adânci aspecte ale vieții uh, și influențează cumva, are o forță, are putere și sunt urmați. Sunt uh, dintre aceștia care au milioane de uh, urmăritori și au o putere de convingere aparte. Adulții, pe de altă parte, Uh, pentru că sunt mai trecuți prin viață, în orice informație văd o conspirație. Uh, se opresc orice pun sub semnul întrebării, or, au un spirit critic, uh, uh, sigur este ceva, sigur se ascunde ceva. Uh, dacă vorbim cu cei din generația a treia, cei cu și mai multă experiență, la aceștia vom găsi un soi de resemnare. Uh, un soi de scârbă de cum a ajuns lumea, gândindu-se că au tras atâta, au muncit atâta, s-au sacrificat atâta să facă o lume mai bună și uite ce a ieșit. Uite pe mâna cui a încăput lumea și uh, am vorbit cu oameni așa, într-o stare resemnată, spunând că nu mai găsesc nimic, nu mai sunt confortabil în lumea aceasta, simt că nici nu mai aparțin ei de fapt. Mulți afirmă și merg, merg până acolo fără neapărat să aibă un spirit fatalist, abia aștept să scap de lumea asta atât de inconfortabilă și total incompatibilă cu ceea ce sunt eu. Și vedeți, în etape diferite a vieții, ne orientăm diferit, urmărim și ne lăsăm conduși prin forme, prin metode diferite. Încă o apucăm. Unde să mai mergem în lumea asta? Pe cine să urm? Pe cine să mai credem? După cine să mergem? Cine merită să fie urmat? După cine să plec știind că voi ajunge undeva unde merită să ajung? Aceeași confuzie, dragii mei, a fost tot timpul. Desigur, astăzi este și mai mare confuzie cu această inflație de informație. Dar aduceți-vă aminte că Domnul Iisus Hristos în Ioan, în capitolul 13, ia pe ucenici, se duce în odaia de sus, serbează paștele și acolo face una dintre, din punctul meu de vedere, una dintre cele mai profunde și mai înțelepte afirmații și mai de folos pentru noi. Pentru că, fac și această paranteză, oamenii sunt debusolați pentru că nu-și cunosc scopul vieții. Oamenii sunt foarte debusolați pentru că nu găsesc sensul vieții. S-a inventat o adevărată știință. De fapt, nu este o adevărată știință. Din punctul meu de vedere, este o, o pseudoștiință și sunt sute și mii de cărți de filozofie, facultăți de filozofie, profesori de filozofie și probabil că sunt și studenți la filozofie pe aici. Și ce încearcă ăștia să găsească? Încearcă să răspundă la o întrebare. Ce caut pe aici? Asta e toată știința filosofică. Și, dragii mei, la sutele și milioanele de pagini și de cărți care încearcă să răspundă la această întrebare fundamentală, care este temelia științei filosofice, Domnul răspunde într-o jumătate de verset. Și zice așa, Iisus, fiindcă îi iubea pe ei, i-a iubit până la capăt. Și apoi continuă, atenție. Și pentru că știa, ce știa? Că de la tatăl a venit și ziceți continuarea. Și la tatăl se duce. Asta e tot. Auzi filozofie. El știa ce caută pe aici. Ce, caut, ce căutăm pe aici? Că venim de la tatăl și că la Tatăl ne ducem. Și între aceste două evenimente, noi ne aflăm într-o paranteză mai lungă sau mai scurtă. Asta nu mai depinde de noi. Dumnezeu, Creatorul, decide cât de lungă sau scurtă este această paranteză, cât de intensă sau cât de mai liniștită este această paranteză, pe care noi o numim viață. Și venim de la Tatăl Creatorul și plecăm la Tatăl Creatorul. Și dacă nu descoperim în timpul acesta acest adevăr fundamental care ne așează cu picioarele pe pământ și care dă răspuns la căutările multor, așa zici, înțelepți, iată cât de simplu este, pentru că, dragii mei, scopul vieții nu putem să-l descoperim dacă îl scoatem pe Dumnezeu din ecuație. N-are cum, e absurd! Și oamenii îl scot pe Dumnezeu din orice ecuație a gândirii lor și încearcă să-și găsească sensul, scopuri, semnificații în viață. Și vedem ce se întâmplă. O lume demotivată, o lume care și-a a renunțat la lupte, nu mai are sens, nu mai are direcție, oamenii se trezesc în viață tot mai somnoroși, tot mai mofturoși, că nu știu de ce să trezesc. Păi cum să te trezești dacă nu știi de ce? La ce bun să te ridici din pat? De aceea este atâta depresie, atâta anxietate, atâta atac de panică. Eu nu vreau să îmi joc sau nu vreau să fiu superficial cu cei care suferă, pentru că, într-adevăr, astăzi este una dintre cele mai serioase probleme cu care societatea se confruntă, cu care noi, ca păstori, ne confruntăm. Nu este nimic mai dificil decât să trebuiască să ajut, să consiliezi, să sari în ajutorul unei persoane care trece prin anxietate, care trece prin depresie și plină lumea de depresie. În urmă cu câțiva ani, mă duc aminte, eram păstor, n-am vrut să cred că este depresie să nu mă credeți acum că știu eu sunt atât de retrograd încât să neg niște realități. Dar am refuzat să cred că e atât de periculos atât de dură, până când cineva foarte apropiat de mine a început să suferă. Și din dată mi-am dat seama, bă, e altceva. Eu eram așa, su superficial, sarcastic câteodată. Și am și noi am trecut, toate generațiile tre și am trecut prin depresie. Sigur, medicația era diferită. Acum îți pastile, pe vremea mea e la șlapul, o Săreau mie depresie din cam. Un strat de ceapă. L-ai privit, te-ai scăpat de câteva. Da, și așa am tratat lucrurile până când mi-am dat seama că trebuie să sun la 112. De ce toate acestea? Pentru că oamenii nu știu încotro merg. Dragii mei, de ce nu l-aș urma pe Hristos când lucrurile sunt atât de serioase de ce nu l-aș urma pe Hristos când El este singurul răspuns la cea mai serioasă întrebare pe care mi-o pot pune în viață? De unde vin și unde plec? Dietrich Bonhoeffer spune în cartea lui Costul Ceniciei: Urmarea lui Hristos este disponibilitatea noastră de a suferi pentru El. Haideți să ne uităm acum un pasajul pe care l-am citit și pentru că am ales să fie din Evanghelia după Luca, trebuie să fac această precizare. Când citim și când lecturăm Evanghelia după Luca, trebuie să o lecturăm cu o altă mentalitate, cu o altă minte, decât atunci când citim alte Evanghelii, chiar și celelalte sinoptice. Pentru că Evanghelia după Luca nu este și nu prezintă evenimentele Domnului, Evanghelile sunt scrieri istorice, dar nu le prezintă într-o ordine cronologică, ci le prezintă ca pe un puzzle care are sens doar dacă reușești să pui piesele care se leagă una lângă alta. La un moment dat, nu-ți dai seama, și par anapoda aruncate, până când când se leagă una de alta, încep să facă sens, încep să arate bine, încep să aibă un înțeles pentru noi. Pentru că evanghelistul Luca, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, creează prin Evanghelia lui un fel de construct logic și teologic și trebuie să luăm în calcul, așa cum am spus, fiecare piesă, fiecare eveniment, fiecare circumstanță, care nu sunt puse, așa cum am zis, într-o ordine cronologică. Dar totul începe dacă ne aplicăm asupra scopului Evangheliei lui Luca, pe care însuși el, însuși scritorul, ne-o prezintă în, primele în versetul 3 și 4 din Luca 1. Am găsit cu cale prealesurile teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor, să ți le scriu în șir, unele după altele, dar nu în ordine cronologică, repet, unele după altele, ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin vriu grai. Și aceste învățături pe care evanghelistul Luca, inspirat de Duhul Domnului, ne aduce, sunt adevăruri fundamentale. Învățătura Evangheliei aduce pentru mine, muritorul de rând, niște adevăruri fundamentale în ce privește veșnicia mea. Noi alergăm, ne informăm, citim, căutăm informații importante. Dar, dragii mei, ceea ce evanghelistul ne prezintă nu sunt niște informații, niște adevăruri importante, ci fundamentale și mare diferență. De aceea este bine să fim cu mintea la purtător când ne uităm la ceea ce evanghelistul ne spune în seara aceasta. O să descoperim așa, dar, în seara aceasta, trei motive pentru care unii oameni aleg să nu-L urmeze pe Hristos. De ce nu l-aș urma? De fapt, răspunsul va trebui să fie de ce să-l urmăm pe Hristos. Ca să înțelegem bine pasajul pe care l-am citit, dialogul cu acei trei oameni care își motivează, într-un fel, refuzul lor de a merge după Domnul Isus Hristos, trebuie să privim întâi puțin contextul imediat. Context, contextul larg al cărții l-am sintetizat pe scurt, dar contextul imediat începe, de fapt, cu o invitație pe care însuși Domnul o face de a fi urmat. În 9 cu 23, cuvântul Domnului spune așa. Apoi a zis tuturor. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Este invitația pe care Domnul o face ca să fie urmat. Dar întrebarea logică se pune. De ce m-aș duce după el? Și nu e ăsta să mă duc după el. Suntem și trăim vremuri în care oamenii au devenit foarte critici. Analizează da? Îi miros pe cei care au uh, inițiativă. Și atunci, dacă omul acesta a venit și a făcut invitația, cine vrea să. De ce m-aș duce după el? Cine este omul ăsta? Pentru că pentru noi acum, care suntem îmbibați de Biblie și de religie și de programe și de toate informații, sigur că e simplu să zicem, păi cum, te duci după Hristos. Dar cei care au auzit atunci, primii destinatari, cei care erau prezenți, cei contemporani Domnului, când Domnul a zis, cine vrea să vină după mine, dar cine ești tu? Dar cine ești tu? Dintr-un anumit punct de vedere, dragii mei, atitudinea cu care oamenii ignoranți de astăzi tratează aceeași invitație a Mântuitorului, seamănă bine cu acelor contemporan Domnului. Și atunci ei trebuie să găsească niște răspunsuri, de ce să mergi după un asemenea Domn? De ce să mergi după o asemenea invitație? cine e Hristos ăsta care merită să fie Urmat. Și atunci lucrurile, și iată cum Luca pune în ordine logică argumentele. Și primul lucru, ca să, ca fii convins că trebuie să mergi după Hristosul, cine-i identitatea acestui om? Cine mă cheamă? Și răspunsul vine în capitolul 9, întrevesetul 18 și 20. Într-o zi, pe când se ruga Iisus singur deoparte, având cu el pe ucenicii lui, le-a pus întrebarea următoare. Cine zic oamenii că sunt eu? Ei au răspuns. Unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții zic că ești Ilie, alții zic că am viat un proroc din cei din vechime. Dar voi, i-a întrebat el, cine ziceți că sunt? Cristosul lui Dumnezeu, i-a răspuns Petru. Iată o revelație care deja trebuie să ne punem pe gânduri. Dacă este Hristosul Fiului Dumnezeu, înseamnă că trebuie să iau în considerare chemarea pe care mi-a făcut-o. Numai că tabloul continuă cu argumentul. De unde știu eu că El este Hristosul Fiului Dumnezeu? Ce argument am eu că El este Hristosul Fiului Dumnezeu? Așa că a zis Petru, Păi, uh, continuă în, în uh, Luca, capitolul 9, versetul 28 la 31. O altă piesă în tabloul acesta, în imaginea care urmează să se completeze. Și în acest pasaj este confirmată identitatea acestui Hristos. Unde? La schimbarea la față. Cam la 8 zile după, ace după cuvintele acestea, Isus a luat cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și s-a suit pe munte să se roage. Pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea i s-a făcut alb, albă strălucitoare. Și iată că stătea de vorbă cu el doi bărbați, erau Moise și Ilie, care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă la Ierusalim. Și atunci continuă și s-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Și iată că, Identitatea lui este confirmată prin schimbarea la față, și apoi continuă Luca și mai pune o piesă, și este demonstrată acum în același capitol 9, de la versetul 41 la 42. Pe când venea băiatul, Dracul l-a trântit la pământ și l-a scuturat cu putere. Dar Isus a certat Duhul necurat, a vindecat pe băiat și l-a dat înapoi Tatălui său. Și toți au rămas uimiți. Demărirea lui Dumnezeu. Dragii mei, cine este cel care ne cheamă? A avut revelația Petru și a zis ești Hristosul lui Dumnezeu. Dar acest lucru a fost confirmat, identitatea lui a fost confirmată la schimbarea la față și apoi demonstrată prin vindecarea și eliberarea acestui băiat îndrăcit. Și pe când erau pe drum, și de acum urmează pasajul pe care l-am citit. Apar trei personaje care trebuie să răspundă invitației. Acum, invitația atunci, măcar că a fost făcută pentru trei personaje, a fost în auzul multora. Aceeași invitație străbate viacurile. Aceeași invitație, Cristos, o strigă și astăzi într-o lume, așa cum am spus, saturată, saturată de predici, de cântări, de programe, de manifestări, de cărți, saturată de televiziune și de radio, dincolo de toate acestea, invitația străbate, rămâne și este cel mai important lucru care poate să ajungă la mine. Astăzi, în 2024. Și atunci va trebui să răspund. Ce voi face cu această invitație? Cum să depășim piedicile care ne pot opri să răspundem afirmativ la această invitație? Cu siguranță îi cunoașteți și aveți contact cu mulți oameni care. Nu pot să răspund afirmativ, sau poate chiar tu ești una dintre acele persoane care încă n-ai putut să răspunzi afirmativ chemării universale a lui Hristos la mântuire. Haideți să le luăm pe rând. Un prim motiv, o primă piedică care îi oprește pe unii să vină cum trebuie, sincer, corect, la Domnul Isus Hristos este o motivație greșită. O motivație greșită. De aceea, prima strigare pe care o am pentru Biserică în această seară este: verifică-ți motivația. Verifică-ți motivația pentru ce nu vii după Hristos sau verifică-ți motivația pentru ce ai ales să vii după Hristos. Versetul 57 și 58. Pe când erau ei pe drum, un om i-a zis: Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Iisus i-a zis: Vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde-și pleca capul. Știți ce a spus de fapt acest om? Doamne, te voi urma oriunde. Iar răspunsul Domnului ne sugerează ce avea el în minte. Te voi urma oriunde, pentru că dacă mă duc cu tine, am ce să mănânc, dacă sunt bolnav, mă vindeci, dacă sunt trist, mă ridici, mă încurajezi și tu ești cel care îmi rezolvi toate problemele. Cât de bine este să fiu cu tine, pentru că nu mai am probleme. Și Domnul anticipează, de fapt, și spune, auzi, vulpile au viziuni, dar uite bine la mine, eu n-am unde îmi pleca capul. Dacă motivația ta să mă urmezi este să-ți fie bine, ai o motivație greșită. Îmi aduc aminte că mă uitam, nu știu când e sărbătoarea asta, să nu credeți că vreau să-mi joc de religia cuiva sau de obiceiurile cuiva, dar este, cred că toamna, târziu, sărbătoarea asta cu Parascheva moaștele Sfintei Parascheva. M-a apucat și Mila, uitându-mă la televizor, luau un interviu de la niște domnițe care stăteau kilometri întregi acolo la coadă, să ajungă lângă raclă, acolo unde erau așezate moaștele Sfintei Parascheva. Și le întrebau reporterii, de ce ați venit, nu știu de unde, din capul, din Cluj, de ce ați venit Aici să vă să vă rugați. Niște răspunsuri atât de banale. Dicea, Maică, am venit pentru nepot să treacă examenele la facultate. Zicea, Și un pic de sănătate nu strică. Să ne fie mai bine. Inevitabil, toate răspunsurile au mers în direcția aceasta. Am venit să ne fie un pic mai bine, să fim un pic mai sănătoși. Și să avem ce mânca. Pentru că atât de superficial privesc oamenii relația cu, cu Hristos. Atât înseamnă Hristos pentru oameni: burtică, sănătate și un pic de fericire pe aici. Dragii mei, unii oameni vor să-l urmeze pe Hristos din motive false, din motive greșite. În Ioan, în capitolul 2, versetul 23 la 25, este deconspirată o astfel de atitudine a oamenilor, dar și reacția pe care Hristos o are față de cei care vor să-L urmeze din motive greșite. Pe când era Isus în Ierusalim, la praznicul Paștelor, mulți au crezut în numele Lui, de ce? Căci vedeau semnele pe care le făcea. Dar Isus nu se încredea în ei pentru că îi cunoștea pe toți și nu avea trebuință să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este în om. Mulți au început să-L urmeze pe Hristos pentru că au văzut minunile. Și dacă nu mai sunt minuni? Dacă nu erau minuni? De aceea, reacția Domnului Iisus Hristos pentru cei care l-au urmat doar pentru că au văzut minuni a fost Nu se încredea în ei. Atâția oameni vin și pe la biserică, trimit bilete. Dacă Domnul, dacă, dacă, dragii mei, relația cu Hristos nu se condiționează de nimic. El este Dumnezeu și noi suntem doar oameni. N-avem cum să-L condiționăm noi pe Dumnezeu. Ca și cum ar câștiga Dumnezeu ceva când ne întoarcem, când ne pocăim noi. Nu este mai puțin Dumnezeu dacă nu ne pocăim noi. Nici vorbă, dragii mei, noi avem cinstea și onoarea să fi fost chemați de Fiul lui Dumnezeu la mântuire. Cum să condiționăm noi? Iar până la urmă, ce contează? Următorii 10, 5, 7, 20, 30 de ani sunt cei mai importanți din existența ta? Pune 50 de ani, pune! Și apoi o veșnicie. Și compară-le. am făcut de mult matematică, dar am dă ceva cu asimptotă, nu? De aceea, dragii mei, cât de neînțelepți, cât de înguști putem să fim să comparăm veșnicia cu Hristos de 50, 20, 10, o lună, de un pic mai bine mă încred în tine dacă. Dacă ce? Și dacă nu? Și dacă nu? Dați-mi voi să vă spun că dacă mă încred în Domnul dacă, oricum nu mă încred în El. Oricum nu mă încred în El. Unii l-au urmat pentru că au mâncat pâine. În fapt, în capitolul 8 cu vesetul 20, cu versetul 20, vine unul Simon și crede că poate să câștige bani pe urma slujirii lui. Și Pavel este foarte tranșant cu el și îi spune, banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că tu ești interesat de beneficiul imediat și nu de veșnicie. De aceea întrebarea mea acum este, tu ce vrei? Beneficiul sau binefăcătorul? Beneficiul sau binefăcătorul În psalmul 23 se spune Domnul este păstorul meu Nu voi duce lipsă de nimic Și noi am interpretat Citim psalmul ăsta după formularea pe care o avem prin introducerea pe care o avem Că dacă domnul e păstorul meu Nu duc lipsă de nimic Frigiderul plin de să răstoarnă acolo Să rup picioarele sub el Nu duc lipsă de nimic Să rup dulapurile noastre Nu mai încap mașinile în, în garaj Nu duc lipsă de nimic Oare așa trebuie să citim versetul 1 din psalmul 23? Dacă am fi mai atenți la topică, să nu credeți că schimb scriptura, ci doar citesc sensul corect al acestui psalm. Domnul este păstorul meu și dacă El este păstorul meu, nu îmi mai lipsește nimic. El îmi este îndeajuns. El îmi este îndeajuns. Nu mai îmi lipsește nimic dacă El este. Pentru că El e suficient. Ce vrei? Beneficiul sau binefăcătorul? În Exod, în capitolul 32, cu versetul 15, Moise se face o declarație care a străbătut peste viacuri. Este o declarație care s-a pus la temelia vieții mele de credință, oameni buni. Și zice așa, dacă tu, dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsați să plecăm de aici. Doamne, nu drumul mă interesează, nu cana nu mă interesează, nu libertatea mă interesează, nu laptele și mierea din cana, nu, Tu mă interesezi. Dacă Tu nu vii, nu mă duc. Tot cana nu înseamnă nimic fără Tine. Toată sănătatea nu înseamnă nimic fără Tine. Toată vila și tot, toată școala și... Toată prosperitatea fără Dumnezeu nu înseamnă nimic. Oameni buni, putem să pierdem totul. Dacă nu-l pierdem pe Hristos, n-am pierdut nimic. Dar putem să avem totul. Dacă nu-l avem pe Hristos, n-avem nimic. De aceea, întrebarea este: Ce vrei, beneficiu sau binefăcătorul? Îl urmez ca să te vindece, să te sature, să treci examenul, să te măriți bine? Pentru ce vrei să-l urmezi? Dragii mei, dacă dragostea de Dumnezeu nu este la temelia urmării noastre cu Hristos, orice motivație este insuficientă, este falsă și egoistă. În versetul 23 din capitolul 9, descoperim de fapt adevărata motivație pentru care trebuie să-L urmăm, dacă voiește cineva. Aici înțelegem următorul lucru, că dragostea condiționată nu este dragoste. Dragostea condiționată nu este dragoste. Cred că v-am spus la conferința de familie: dacă Mihaela vrea să mă pună la colț, Mihaela fiind soția mea, el o cunoaște, îmi pune cea mai cumplită întrebare de pe fața pământului. Să uit așa, liniștită, și îmi zice: Ioncii, de ce mă iubești? Ce poți să-i răspunzi și să ieși pe plus? Păi orice răspuns, nu, e șahmat aici. Am stat, ani de zile m-am gândit, că tot timpul ea vine cu întrebarea M-am gândit, mă, dacă îi spun că e frumoasă, mi-ar zice și dacă n-aș mai fi. Dacă îi spun că e bună, și mi-aș zice și dacă m-aș face rea. Dacă îi spun, te iubesc că ești deșteaptă. M Aș zice, dacă mă prostesc. Ce să-i răspunzi la o semnă întrebare? Înțelegeți cât de greu este să găsești un argument pentru dragoste? Și mi-a venit mintea la cap așa după 50 de ani. Și am un răspuns și prima dată când el am dat, o sughițat, că s-o terminat cu jocul. Și am zis, știi de ce te iubesc? Pentru că ești. Pentru că ești. Atât. Pentru că dragostea condiționată nu este dragoste. Pentru ce refuzi să-l urmezi? Sau pentru ce-l urmezi? Ai o motivație corectă sau ai o motivație egoistă, măruntă, superficială? Drag, dragă biserică, dragul meu, noi trebuie să-l urmăm pe Hristos. Nu pentru ce face, nu pentru ce ne dă, pentru cine este El. Știi cine e Hristos? Este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, lumină din lumină, s-a rupt din Trinitate și a venit și a umblat printre noi, plin de har și adevăr, să ne mântuiască a Lui să fie slava. De-aia iubesc. Pentru cine este? Isus Hristos este singurul condamnat la moarte, nu pentru ce a făcut, ci pentru cine a fost. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, ni se spune că l-au condamnat la moarte pentru că se făcea pe sine Fiul lui Dumnezeu. Auzi pentru ce l-au condamnat? Pentru cine era? Dragul meu, el este unicul, nu sunt doi. Este unicul. De aceea îl voi urma din dragoste. Amin! Motiva motivația aceasta. Să-mi să urmăresc, să-mi evaluez motivația pentru care îl urmez pe Hristos în invitația pe care mi-a făcut-o, însă trebuie testată. El ne testează această motivație. Și testul motivației este asumarea responsabilității. Asumarea responsabilității. În Ioan, în capitolul 6, versetul 67-68, Domnul pune cea mai, cea mai paradoxală întrebare, cea mai ciudată întrebare pe care ar fi putut să o pună să ucenicilor. Și le spune atunci, le spune, atunci Iisus a zis celor 12, Voi nu vă duceți? Voi nu plecați? Și ei spun, Doamne, a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și atenție, versetul 69 este cheia. Și noi am crezut, crezut, și am ajuns la cunoștința că tu ne dai, ne salvezi, ne rezolvi, ne vindeci. Că tu ești. Că tu ești Hristosul sfântul Lui Dumnezeu. În Geneza, în capitolul 28, citim despre un personaj pitoresc al Vechiului Testament, tare drag, Iacov. Și noi predicăm mult, ne gândim la experiența lui de la Betel. Sunt multe biserici cu numele ăsta, nu? Betel, scara cerului. Dar iată ce se întâmplă la Betel. Nu că vreau să, știu eu, desconsider întâlnirea și experiența pe care Iacov a avut-o la Betel. Dar la Betel întâlnirea aceasta îl prinde pe un Iacov, îl găsește pe un Iacov imatur, încă cu niște motivații incorrecte. Pentru că iată care este dialogul lui cu Domnul. Acolo la Betel zice, Doamne, dacă... Auzit? Doamne, dacă îmi vei da dacă mă vei duce, dacă mă vei ajuta să mă întorc înapoi, dacă, atunci! Dați-mi voi să vă aduc înainte un alt personaj, mult mai discret decât Iacov. Dar iată ce citim în Habacuc, capitolul 3, 17, 17 și 18. Dacă smochinul nu va înflori... Nu. Chiar dacă... Noi cum ne raportăm la Hristos? Dacă? Sau chiar dacă? Smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul, măslin, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu, va, nu vor mai fi boi în grajduri. Eu? Tot mă voi bucura, în Domnul. Mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. A doua piedică este dialogul cu al doilea personaj. Deci, dacă prima piedică poate să fie motivația, a doua poate să fie prioritățile. Prioritățile, Vesetul 59 la 60. Altuia i-a zis, pe acesta el îl cheamă, primul a venit el la Domnul. Vino după mine. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu, dar Isus i-a zis, lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de împărăția lui Dumnezeu. În Luca, în capitolul 12, versetul 31, avem această afirmație, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Adevărul este că împărăția lui Dumnezeu nu se poate căuta mai apoi. Sau o căutăm mai întâi sau nu o căutăm deloc. Împărăția lui Dumnezeu nu se poate mai apoi. De aceea Domnul spune căutați mai întâi. De ce? Pentru că împărăția lui Dumnezeu trebuie să fie prioritatea zero a vieții noastre. Și Domnul aici, în dialogul pe care îl are cu acest om pe care îl cheamă, vrea să-i lumineze mintea și să-i să, -i, să -i clarifice un concept fundamental. La management mai faceți, la lider și faceți ceea ce Domnul a spus acestui om acum 2000 de ani, pe când noi credem pe oameni needucați. Și el vrea să-l învețe despre, să facă distinție între ce este urgent și ce este important. Ce este urgent și ce este important. Dragii mei, și legea spunea, al cinsti pe tatăl tău este o poruncă, dar este o poruncă și mai mare, care ar cinsti pe Dumnezeu. Și Domnul duce până la limită, întinde coarda în dialogul cu acesta până la limită. Și inclusiv noi ne simțim uneori într-o stare de disconfort și cu întrebarea asta. Ce e mai important, slujirea lui Dumnezeu sau familia? Mai ales pe noi pe slujitor ne întreabă. Ce e mai important? Care e în ordinea priorităților? Biserica sau familia? Dragii mei, nu mai puneți întrebarea asta, vă rog. Este o întrebare fără sens. Răspunsul meu este cu familia în biserică. Asta e, răspunsul. Cu familia în biserică. Nu pot să -l... Este atât de valoroasă, dragii mei. După Dumnezeu, în universul acesta, biserica este ființa cea mai prețioasă. Este mireasa lui Hristos. Că dacă îmi sacrific apartenența mea la mireasa lui Hristos, de dragul familiei, nu uitați, la judecată nu vă merge pe familie. vă merge pe persoană fizică. De aceea, dragii mei, ceea ce Domnul Iisus Hristos îi spune acestui om, nu îi spune, auzi, disprețuiește-ți casa. Disprețuiești, nu-ți respecta părinții. Nici vorbă. Din contră, ce... Domnul ridică statutul familiei aici. Și spune așa, dacă ceea ce este greu de discern, să, faci, să, să discern în mintea ta este între împărăție și familie, atât de prețioase sunt amândouă. Nimic altceva. Deci dacă ar intra ceva în competiție cu împărăția, ai numai familia. Atât de prețioasă este. Dar atenție mare. Sunt lucruri în familie care sunt urgente. Dar, Nimic, nimic și nimic nu este mai important decât împărăția lui Dumnezeu. Amin. Deci, afirmația Domnului Iisus Hristos este aceasta. Nimic nu poate fi prioritar chemării lui Dumnezeu. În Filipeni, în capitolul 3, Apostolul Pavel face o retrospectivă a vieții lui. Atunci când vorbim despre Apostolul Pavel, dragii mei, de multe ori suntem foarte superficiali. Noi ne gândim așa la Apostolul Pavel, ca la un misionar, un predicator, un apostol, ultimul dintre ei. Și, și după afirmațiile pe care în modestia lui, în smerenia lui le face despre sine, ne gândim, da, Apostolul Pavel, dragii mei. Apostolul Pavel a fost unul dintre geniile antichității. Unul dintre cei mai deștepți oameni ai vremii lui, cei mai educați, la una dintre cele mai performante universități din vremea aceea, în Tarsul Ciliciei. Și apoi școala din Ierusalim. Când ne gândim la Apostolul Pavel, trebuie să ne gândim că el a stat de la egal la egal cu cei mai mari filozofi ai vremii în Atena. Nu vă mai, nu-l desconsiderați, nu vă gândiți că a fost și el așa, a avut contact cu nu știu cine pe acolo. Dragii mei, dacă Apostolul Pavel, la tot ceea ce a realizat din punct de vedere intelectual și nu numai, spune, mă uit în spate și când compar toate realizările mele cu ce a făcut Hristos din mine, știi ce văd în toate diplomele, PhD, MD, D-uri, urile un gunoi. Gunoi. Asta e diferența între ce-mi dă Hristos și cel mai mare lucru pe care îl poate realiza un om. Atât e de mare diferență. Gunoi. Pentru că asta e important. Ce-mi dă Hristos. Și vă întreb eu, de câte ori nu sacrificăm noi ce ar trebui să facem pentru Hristos? cu ambițiile noastre pe care le considerăm bune și justificate. Dragă biserică, dragi tineri, haideți să cântărim corect și să înțelegem că nimic nu poate să fie prioritar chemării lui Dumnezeu. Desigur, ne îngrijorăm, ne uităm la ce se întâmplă, ca de bursa, ca de cursul valutar, pică economia, vine anavul peste noi, vine guvernul, schimbă taxele, nu mai este, cum zice, predictibilitate contabilă, economico-financiar Ne fac praf economic, domnii, da? Și vin îngrijorările astea. Și o asemenea gândire ne împinge într-o zonă să gândim tot timpul urgent. E urgent, e urgent să fac asta, să fac asta. Trebuie să acopăr și asta, trebuie să plătești și asta, trebuie să mă mișc acolo, trebuie să termin. Dragii mei, Cred din toată inima că oamenii cu o relație solidă cu Dumnezeu sunt oameni care reușesc să simplifice viața. Reușesc să, alung, să arunce peste bord tot balastru din viață și să-și facă ordine în gândire ce contează cu adevărat. Am citit cu mai mulți ani în urmă. Și mă gândesc că mai sunte, sunteți pe aici care ați citit ordine în Universul Interior. M-am aflat de sărbătorile astea, m-am uitat un pic în calendar și nu vreau să vă spun lucrul ăsta că vai de mine că mi-i prin calendarul, dar când m-am uitat, am, am avut așa un șoc. O venit Mihai lângă mine și o zice: Vezi că ți-am cumpărat un calendar de perete, te rog frumos să pui tot ce ai în telefon, măcar să știu pe unde ești. M-a apucat o groază. Câteva, în octombrie când ne-am întâlnit la conferință, de acolo, de acolo m a șocat un pic. Un prieten bun, comun, nu-i spun numele, s-a uitat tot așa în calendar și a zis Băi, eu am ce mă zice, unde e să spun următoarea? Și când mi-a zis, primul lucru care mi-a venit în minte au fost niște fraze celebre din această carte. Ordine în Universul Interior între Crăciun și Paști, de obicei stăm mai pe lângă casă și predicatorii. Și ce credeți că am decis? Să recitesc ordine în universul interior. Am zis, mie l-au citit în paralel. Eu am ajuns pe la capitolul 9 și s-au terminat sărbătorile și am ajuns pe la capitolul 3. Și am o dezordine în interiorul, în universul meu interior, încât nici să citesc ordine în universul interior nu pot. De ce vreau să vă spun lucrurile astea, dragii mei? Când ne lăsăm conduși de cei urgent, ne tulburăm mintea. Avem o gândire tulbure și când marcați de îngrijorare, știți ce se întâmplă? Pierdem ce este prioritar, ce este important și începem să alergăm după ce este urgent. Și Domnul asta îi spune, vrei să mă urmezi? Atunci trebuie să știi ce e important în viață. Ești gata să renunți la absolut orice. Ca să mă urmezi pe mine? Părerile altora, imaginea ta despre tine, știu eu, amvergura pe care o ai, încăpățânări, legăturile pe care le ai, plăcerile pe care Nu știu ce consider tu că este important pentru tine, dar ești gata să-ți subordonezi ceea ce tu consider că este important. Chemării lui Dumnezeu. Și al treilea obstacol, pe lângă motivații, pe lângă priorități, dialogul cu a treia persoană. Vesetul 61-62. Un altul a zis, Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să mi-au -mi rămas bun de la ai mei. Iisus i-a răspuns, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Problema este una a loialității. Cui îi sunt loial? Pentru că Domnul îi spune acestui om, nu poți să mă urmezi dacă nu îmi vei fi loial mie. Cum se testează loialitatea aceasta față de Dumnezeu? Dragii mei, plăcerea cunoașterii și scufundării în cuvântul lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, este un test al loialității. Relația cu descoperirea lui Dumnezeu cu interacțiunea, cu revelația lui Dumnezeu care este în cuvânt de conspiră loialitatea noastră față de el. Haideți să vă punem un test. Pentru cei care aveți, să zic, așa, un, peste 20 de ani de căsătorie, sunteți câțiva pe aici, da? Imaginați-vă că vă plimbați așa cu mașina și la un moment dat soția, de care altă dată erați până în vârful nasului, îndrăgostit, te întreabă așa, zice, îți aduce aminte că înainte cu o săptămână de logonă ți-am scris o scrisoare. Da, mă aduc aminte. Și cum ți s-a părut? Și tu să zici, a, dar n-am citit încă. cea mai importantă scrisoare de dragoste pe care aleasa inimii tale ți-a scris-o, probabil că a și lăsat așa o lacrimă, știi, că atunci să scrie cu stilou. Vă aduceți aminte, doamnelor, scrisorile alea cu stilou, când pica câte o lacrimă, să împrăștia, intenționat o lăsam acolo, nu schimbam pagina. Aia era o demonstrație a emoției, na? Și tu să o pui în plic, să pui și o floare presată în ea. Și chiutii asta să zică, știi, nu n -am, n am deschis încă. Ce demonstrație de dragoste am față de aleasă inimii mele? dar să se pună praful pe scrisoare de dragoste a lui Dumnezeu. Să uităm pe raft. Și mai aproape de votul să fie telecomanda. Ce ne spune? Ce spune? Față de cine e loialitatea? Când Dumnezeu ne spune iubește, când Dumnezeu ne spune fi bun, când Dumnezeu spune înfrânează-te, când Dumnezeu spune fi credincios. Și eu fac pe dos. Nu, nu vreau să sune prost exemplul ăsta, măcar că știu că va suna așa. Uh, azi dimineață veneam despre biserica, de la biserică, spre Beclean și mă gândeam pentru legat de mesajul din seara asta și mă gândeam cum, cum pot să demonstrez practic că e atât de abstract să-L urmez pe Isus. cum pot în viață, ce înseamnă să-L urmez pe Isus? și îmi puneam întrebarea asta trecusem, eram aproape de șintereag și aveam un pic de viteză și acolo este o intersecție, e între două sate. Între două sate, o frigiu mic. Și unul care avea stop, eu mă apropiam. Dom'le, nici nu se uită și mi iese în față. Trebuie să frânez din fum, și din cauciucuri. Și dintr-o, vă spun, eu cred că a fost Duhul lui Dumnezeu. Și m-a cercetat așa într-un mod foarte... Pentru că mă întreba, într-un mod real, concret, practic, ce înseamnă să-L urmezi pe Hristos? Și dintr-o dată, în duhul meu, în mintea mea vine, ce gândești față de omul ăsta din fața ta? Ce gândești față de el? Ce-ți vine să spui? Și am zis, bă, asta e asta e Mă aduc aminte și acum, acum când fică mea, când și-a luat carnetul primat, avea vreo 16 ani, eram în Canada, nu mai vorbea bine românește, dar când i-o ieșit unul în față, domnule, cred că și vibrațiile vocii mele le-au avut când au zis, cinți-o da mă, carnet! Și m-am întrebat astăzi, pot să zic un cuvânt bun despre... Vă spun sincer, mi-am impus, deci cu impunere am zis, zi-o bine cuvântare, rogăte te ceva, zi ceva bun despre omul ăla care ți a ieșit în față. Dragii mei, al urma pe Hristos nu e o idee, e un concept filozofic, teologic. Înseamnă să trăim ca El. Să umblăm ca El, să vorbim ca El, să iubim ca El, să ne comportăm ca El, să ridicăm ca El, să căutăm ca El. Asta înseamnă să-L urmăm pe Hristos. Această loialitate, dragii mei, față de Hristos, se vede în încrederea pe care o avem de Credința are așa vreo trei nivele și mă apropiu de final. Este acea credință mântuitoare. Cred că Iisus Hristos a murit în locul meu. Actualizez, este valabil pentru mine, nu așa la grămadă. Jerfa lui Iisus Hristos este pentru mine, pentru păcatul meu și cred că m-a dus și pe mine acolo pe Golgota. Asta îmi duce mântuire. Apoi, este încrederea în Dumnezeu, umblarea cu Dumnezeu. Este această relație și credință. Liniște în providența Lui Dumnezeu. Dumnezeu știe mai bine ce e bine pentru mine. Provedere, El vede mai dinainte. Și liniștea asta, pacea, bucuria într-un Hristos care vede mai bine și știe ce e mai bine pentru mine nu înseamnă altceva decât loialitate față de Hristos. De ce te tulburi? De ce ești tulburat în seara asta? Ca și cum Hristos a uitat de tine, ca și cum Hristos nu știe prin ce treci? Ascultă-mă bine. Hristos nu a plecat de lângă tine. Acum mai lângă tine. Acum mai lângă tine. Dar ești pe roată. Și când pune lutul pe roată, ei cu atenție, te învârte, te modelează, te sucesc, nu-i plăcut, dai cu tine, cu, cu, mâna pe tine. Asta înseamnă încredere în providența lui Dumnezeu, că mă modelează să ies mai bine, să ies mai bun. Am citit nu de mult istoria imnului, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus. Știți cântarea? De obicei o cântăm la botez sau, nu știu, în momente genul ăsta. Am fost atât de impresionat de povestea acestui imn încât am zis, trebuie să o împărtășesc în seara aceasta. Undeva la sfârșitul anului, anilor 1800 a fost o trezire în Anglia. Acum vreo 150 de ani. Câțiva misionari au plecat în India. Pentru că India aparținea Britaniei atunci au început să propovăduiască cu atât elan în niște triburi acolo în niște regiuni în regiunea Assam așa se numea încât oamenii de acolo erau niște sălbatici cruzi criminali o familie a primit cuvântul atât de puternic s-a legat de Hristos familia aceasta de acolo, încât au început ei să propovăduiască. Și mai multe familii au început să primească Evanghelia și Cuvântul. Șeful tribului, când a auzit de tulburarea asta, i-au târât în mijlocul oamenilor din trib, l-a luat pe bărbatul ăsta și pe copiii lui, pe soția lui și a zis așa, dacă nu renunți la Hristosul ăsta, copiii tăi vor mori acum. Și în timp ce soldații și-au încordat arcul, îndreptați înspre copii, omul acela a rostit. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi eu nu voi da. Și săgețile au plecat și au ucis copii. i-au trăit soția pe care îl atât de mult. Și a zis, dacă nu renunți la Hristos, îți ucidem soția. Și în timp ce arcașii și-au încordat arcul, el a spus, nimic nu mă va clinti pe cale nimic nu mă va clinti pe cale și înapoi eu nu voi da. Și a ucis soția. L-au întrebat a treia oară. Dacă nu renunți la acest Hristos, este rândul tău. Și în timp ce arcașii își încordau arcul, el a strigat în urmă e lumea, înainte Și Isus. Și înapoi, eu nu voi da. Și toată familia aceasta a plătit prețul vieții pentru a-L urma pe Hristos. După ce a executat, șeful tribului a întrebat, cum de familia asta și-a dat viața pentru cineva care nu e aici, care e departe, care e dintr-un alt timp și care i-a chemat să-l urmeze. Și-au chemat predicatorii. I-au vestit Evanghelia. Și tot tribul acela s-a întors la Hristos. Am pus întrebarea la început, de ce nu l-aș urma pe Hristos? Care sunt motivațiile? Care sunt prioritățile? Care ți este loialitatea vieții? Crezi că Dumnezeu este mai puțin Dumnezeu fără tine? Nu. Dar eu, fără El, nu sunt nimic. În Apocalipsa, în capitolul 2, cu versetul 10, spune așa fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Vă invit să stăm ridicați înaintea Domnului. Dragii mei, știu că cu toți am auzit chemarea lui Hristos de multe ori. Știu că toți am auzit chemarea lui Hristos în diferite forme. Aproape că nu mai înseamnă nimic pentru noi. Atât de mult ne-am obișnuit cu chemările astea, încât trec pe lângă noi fără să ne mai impresioneze. Imaginează-ți că n-ai avut nimic, n-a fost nimic în viața ta până acum și nu știi ce va fi de acum încolo și ai fi auzit pentru prima dată o chemare. Dacă vrei cu Hristos în veșnicie, urmează nu pentru ce ți dă, pentru cine este. Dacă vrei cu Hristos în veșnicie, nu lăsa pe locul 2, 3, 4 în viața ta. Ești în stare să-l pui înaintea businessului tău, înaintea serviciului tău, chiar înaintea familiei tale, pe Hristos, nu religie, pe Hristos. Să-l pui înaintea a ceea ce tu spui, la asta aș renunța ultima dată. Ești gata? Ești gata să rămâi loial lui Hristos, indiferent ce vor aduce vremurile? Aproape că este previzibil ce va urma pentru urmașul Hristos. Ce a fost? Va mai fi. Ai fi gata să plătești orice preț. Pentru acest Hristos. Ne-am obișnuit cu binele. Au fost 30 și ceva de ani de când am strigat de Crăciun, ne-am luat porția de libertate. Și nu mai știm ce înseamnă să plătești un preț pentru Hristos. Nu știu pentru cât timp. Dar aș vrea în seara aceasta să strigăm către Hristos, să spunem, Doamne, te vrem pe Tine. Dincolo de ce ne dai, te vrem pe Tine, Doamne. Și chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău că Tu mă scoți de acolo, nu. Că Tu ești cu mine. Lăuda să fie Domnul. Vă chem să intrăm în această rugăciune a dedicării noastre înaintea Lui Dumnezeu. Ne rugăm.